Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe AS.ro Normal că sunteți pe AS.ro, că acolo ne vedem Dar rămâneți pe AS.ro și anul acesta pentru că bine faceți La mulți ani celor cu care nu ne-am văzut Nu o lungim mult pentru că la așa ceva nu prea ai ce să comentezi Băiatul din imagine l-ați recunoscut, îl știți, Vinicius Junior, Vinicius cum îl știe toată lumea, cel care de ceva vreme duce în cârcă, la modul propriu, pe Real Madrid, el și cu Benzema. Adică au plecat, s-au schimbat mulți, a venit băiatul ăsta de fiecare dată cum intră el pe gazon, imediat. Uh, jocul celor de la Real Madrid se limpezește la modul cel mai sincer, fără ca asta să fie un șablon asta cu salimpezit. Bine, mă, dar ce e apă sau cu Da, se limpezește. Și el de fiecare dată după ce marchează, ea nu ridică asta ca să nu că poate să nu vă speriați, dar de fiecare dată ea și sărută uh, simbolul celor de la Real Madrid de aici de pe uh, inimioară, mă rog, de pe partea stângă. Uh, nu știu dacă v-am mai povestit uh, povestea acum, am venit că sunt ca bătrânii din Cismigiu, trăind din aducerea minte. Uh, Amancio, marele jucător al celor de la Real Madrid, dintre vestiar, unde se schimbau printre alții Rial, Hento, Alfredo Di, Di, Stefano, niște băieți așa cu și zice, a noroc! Ola, mult bănați stardă. Și el zice, sunt și eu jucător aici la Real Madrid. Și ea să uită, ia se încălțau la șireturi, se uită așa la el. Da. Și să-mi da și mie un tricou. Și Di Stefano ia de aici, dar nu pe orativ, așa ia un... Un tricou și îl aruncă așa la Amasio. Amasio îl ia, bucuros, n era și el un copil și îl pune pe el și zice Păi nu are siglă. Și Di Stefano zice așa și Păi n-are siglă, mi-ați dat un tricou alb și a zis, bă, băiatul aici e Real Madrid, pentru siglă trebuie să alergi. Deci am dat acum un tricou, să vedem așa, bun, am înțeles că ești la Real Madrid, sigla asta... Probabil că e și eu, o legendă, dar e ceva frumos. Am, am și eu care avea să joace undeva la 350 de meciuri pe acel. Bun. Dar ce vreau să zic e că băiatul ăsta sărută și, și o să spuneți, păi toți fac steamă mă, că am văzut și noi la noi și cu tare. Multe sunt gesturi așa, din reflex, la băiatul ăsta ar putea să fie un picuț altfel. Păi de ce băie o prișene la el altfel? Hai să vedem imaginile. Bun. Nu sunt cele mai clare din lume. Cu cine au jucat? Ei cu Valencia, 4-1, abia, abia a bătut, dar nu asta contează. Ați văzut că acum la transmisiunile în direct sunt uh, mochețelele acestea pe jos, cei care lucrează în domeniu, dar nu numai știu că acolo e reclamă. Să pun într-un anumit uh, unghi, cameră de vedere din tribună, țac-țac, și să văd 3D, 8D, 5D, 4K și așa mai departe, uh, tot felul de reclame. Aici nu e o reclamă, aici e vorba despre sigla celor de la Real Madrid, care era pus acolo jos. Pa, când intră băieții și cântă ea, ha, la, Madrid, la, 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 hop, camera trece frumos peste asta și se vede senzațional. Bun. să ajunge acolo. Îl vedeți, da? În momentul în care ajunge acolo, ați văzut ce se întâmplă în lateralele uh, porților, că de fiecare dată acolo unde sunt sponsori, ăla când se duce, aleargă, trece peste mușa aia și vine repede doi băieți și o așează la loc. Repet, e un 3D, cum e desenat el, în așa fel încât unghiul de la cameră să-l vezi senzațional acasă. Dar mulți dintre fotbaliști, chiar și portarul, iar calcă pe aia așa cu piciorul și vine unul și așa. Băiatul a sărit peste sigla și peste logo celor de la Real Madrid. O să spuneți, păi dau prișene, nu se învață asta nicăieri. Niciodată, niciun contract nu e trecut asta nimic. A zis logo-ul, escudo, cum zic ei, da, sigla, se sărută. Nu se calcă tată niciodată. Ar fi putut veni. De deci ce omul e din fază, din meci, e transpirat. Nu stă să se gândească. Ajunge acolo și face, știți, cu, cu băieții de la săritura lungime când își calculează sau în înălțime când își calculează pașii. Hop, hop, hop. Așa a făcut el. A acolo și a zis, mama, acum pasul următor când îl pun. Uitați-vă pe, pe că e bucățica pe rețele de socializare. Când îl pun acum pasul următor, calc pe siglă și a zis, nu pot să o calc și hop, a sărit -o. Știu, nu știu ce s-a întâmplat dacă era mai lată, mai lungă, că asta nu putea să sară precum un cangur 4 metri. Probabil că sărea lateral și așa mai aici. Aici, în mintea lui în secundă a zis asta este sigla celor de la Real Madrid. Aia pe care o sărut eu, n-am cum să calc. Altă mentalitate, repet, a 280 oară. Asta nu se învață, nu-l obligă nimeni la antrenamentul. Nu-i spune, băi, băi, și când o să fie sigla, să nu cumva să călcați uh, pe ea. Sunt companii imense care își fac reclamă acolo lângă port și pe jucătorii mai calcă. la că e în dinamica jocului, e în inerție și n-ai ce să faci. La el a avut ce să facă, Vinicius. A sărit peste. Da? Uh, nu cred că a făcut-o de ipocrizie Că s-a gândit el după aia Că fanii o să vină și o să zică Bă ce băiați așa mai departe Nu, ideea este că treaba e de aici Și uneori mai mult și de aici Fără nicio legătură cu jucătorii Sau <coughs> cu mulți dintre sportivii români Vinicius Junior Țineți minte trei cuvinte Sigla Se sărută, se pupă, nu se calcă Mii de mulțumiri Rămâneți tot anul pe AS.ro Toate cele bune, la revedere!